Întrebare importantă. Voi știți ce apă beți? Știți, spre exemplu, că apa de la robinet, dar și cea îmbuteliată, poate conține reziduri și substanțe periculoase pentru organism? A venit cu informații importante Costel Stanciu, președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Mulți oameni consumă apă de la robinet. Cum putem ști dacă apa asta este potabilă sau nu? Noi am fost învățați la școală că apa este insipidă, inodoră, incoloră. Incoloră, da. Realitatea este cu totul altfel. Adică apa, în buletinele de analiză ale furnizorilor de apă potabilă, la aceste trei caracteristici, gust, miros, culoare, apare cu mențiunea acceptabilă. Nici de cum, fără gust, fără miros, fără culoare. Noi trebuie să știm că avem acest drept, să știm ce apă bem. Da. Dar trebuie să ne exercităm acest drept. Mm-hmm. Să-i solicităm furnizorului de apă potabilă să ne pună la dispoziție buletinul de analiză a apei din ziua respectivă. Ar trebui în fiecare zi să trimitem dimineața, da? Atunci când servim cafeaua, un e-mail către furnizorul nostru de apă potabilă. Așa. Și să-i solicităm buletinul de analiză a apei. Și de unde facem noi rost de mail-ul ăsta sau un telefon unde să putem suna? La compania de apă, la nivel de județ, cetățenii sunt alimentați prin intermediul unei companii județene de apă. Ok. Mm-hmm. În capitală există furnizorul de apă, mm-hmm, pe care îl cunoaștem, știm, cu toții. Da. Dar noi putem face asta în fiecare zi? Să trimitem în fiecare, putem afla în, da, fiecare zi în fiecare care este zi. Furnizorul de apă potabilă, dar și Direcția de Sănătate Publică, da, județeană sau a municipiului București, mm-hmm, are această obligație. Să, da, facă o analiză a apei pe care o furnizează cetățenilor localității respective. Ok. Dacă totuși avem, să zicem că am trimis mail-ul, nu-i să spune că apa e ok, dar parcă nu suntem așa încrezători și avem niște dubii și vrem să o verificăm noi în altă parte. Unde putem face există, asta? Există laboratoare acreditate. Atenție, trebuie să căutăm un laborator acreditat de către Asociația de Acreditare din România, care este organismul național de acreditare. Da. Ce trebuie să cunoască România? Așa. Apa, din păcate, în ultima perioadă de timp, a fost poluată atât de către oameni, cât și la nivel industrial, de către industrie. Da, da. Tot oameni, da. De fapt. Noi, consumatorii, nu cunoaștem faptul că în acea apă există și aluminiu. De exemplu, apa pe care o consumă cetățenii orașului București, da, conține până la 33 micrograme aluminiu, iar atenție, limita maximă admisă este de 200 micrograme per litru. Da? Per litru. Da. Toți acești parametri se raportează la litru. Unii sunt în micrograme, alții sunt în miligrame. Apa de la robinet conține clor. Da. Fiind o apă care se preia din râul Argeș, da? Iar în alte județe din râurile respective, da? Vă dați seama că este o apă poluată. Și atenție, legea permite ca în acea apă să existe și benzen, acrilamidă, cianuri, mercur, plumb, deci substanțe care ne pot face rău. Și dacă o fierbem? Dacă o fierbem, doar clorul este cel care se evaporă, fiindcă, uh-huh, știm cu toții că este un gaz. Metalele grele nu dispar din apă prin fierbere. Corect. Dar apa cu clor modifică și gustul mâncării. Da. Le recomand celor care au copii mici. Așa. Mă refer la mamele tinere, care nu își alimentează la sân copilașii. Dau lapte formulă, da. 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 Și încep, din păcate, prea devreme cu o formulă de lapte praf. Și cele mai multe, din păcate, folosesc apă de la robinet sau apa din fântâni. Da. Mă refer la cele din mediul rural. Să renunțe la acest obicei. Așa. Pentru astfel de situații, le recomand să folosească o apă îmbuteliată, da, care are un rezidu sec mai mic de 500 mg per litru. Ce este rezidu sec? Este ce cantitatea este? De săruri minerale din apa respectivă. Producătorii de apă îmbuteliată și în special cei de apă minerală naturală, da, plată, da, sunt obligați pe etichetă să treacă compoziția chimică a apei. Așa.
Din păcate, cei care ne oferă apă de masă sau apă de izvor nu au această obligație și atunci le recomand consumatorilor să nu folosească apa despre care nu cunosc ce substanțe conține. Deci, în primul rând, mamele care folosesc apa pentru prepararea hranei sugarilor, să folosească o apă cu un rezidu sec mai mic de 500 mg pe litru, cu un conținut de nitrit, de nitrați, dacă se poate, sub 1 mg pe litru, cu un conținut de sodiu mai mic de 20 mg pe litru. Da. Există și o conversie de transformare a sodiului în sare, adică 1 mg de sodiu egal 2,5 mg sare. Uh-huh. Și dacă ne uităm pe etichetă și vedem 20 de mg de sodiu, dacă mulțim cu 2,5, aflăm cantitatea de sare, per litru. Da? Da. Și în felul acesta ne putem face niște calcule. Deci trebuie să fim foarte atenți la etichetă. Haideți să le mai spunem încă o dată toate aceste elemente chimice la care trebuie să fim atenți. Deci, în primul rând, rezidu sec trebuie este să fie parametru, sub 500 mg pe litru. Da? Okay. Cantitatea de sodiu, sub 20 mg pe litru. Așa. Cantitatea de flor, sub 1,5 mg pe litru. Florul, sau mai bine zis, apele cu o cantitate mai mare de flor de 1,5 mg pe litru, nu sunt recomandate copiilor până la vârsta de 7 ani. Oho. Producătorii au această obligație. Florul se mai găsește și în pasta de dinți. Da. Atenție ce pastă de dinți folosim pentru copiii mici. Da? Ok. Așa. Deci, și cantitatea de calciu. Calciu. Deci nu mai mult de 100 mg pe litru. Mă refer la apa destinată pentru prepararea hranei sugarilor. Există o astfel de apă? Există ape care au pe etichetă această mențiune. Dar dacă nu au această mențiune, nu toate apele care sunt apte pentru a prepara hrana sugarilor au această mențiune că apa respectivă poate fi folosită pentru prepararea hranei sugarilor. Da. Dar dacă ținem cont de aceste recomandări, ne încadrăm în... Am înțeles. Dar spuneți-ne dacă putem avea pretenția să avem o apă pură la robinet. Dacă ar fi posibil vreodată așa ceva? Ar fi posibil dacă comunitatea respectivă, mai bine zis, autoritatea publică locală, așa, ar face niște foraje la vreo 600-500 de metri, cu cât ne ducem mai mult în pământ, cu atât apa este mai pură. Aha. În București, în sectorul 2, în parcul situat vis-a-vis de Universitatea de Construcții, s-a făcut un astfel de foraj la o adâncime mai mare de 150 de metri și locuitorii din zona respectivă pot să-și ia gratis apă de la, din punctul respectiv. Care, atenție, există și buletinul de analiză a apei pus pe o plachetă din zona. Și acolo se face analiza apei tot așa în fiecare zi? Acolo nu se face în fiecare zi acolo, dar ar trebui măcar săptămânal în astfel de situații, da? Păi da, adică și la apa din fântâni ar trebui să fim atenți. În mediul rural, direcțiile de sănătate publică județene sunt obligate o dată pe lună să facă analiza apei din fântâni. Da. Din păcate, locuitorii din mediul rural nu cunosc acest lucru și de multe ori își amplasează grajdurile animalelor pe lângă fântâni. Exact. Și atunci dejecțiile respective, care conțin o cantitate mare de amoniu, contaminează apa respectivă. Deci își fac rău fără să știe. Dar oamenii nu au nicio vină, nu au fost informați. De-aia suntem noi aici și de asta ne întâlnim, pentru a le spune oamenilor. Mulțumim tare mult, domnule Costea Stanciu, și vă mai așteptăm pe la noi.